Astra urma să întâlnească astăzi în Cupa Ligii pe FC Voluntari, într-o partidă disputată pe stadionul Dinamo, contând pentru optimile de finală ale Cupei Ligii. Partida este o reeditare a întâlnirii din etapa 7 de campionat, când Giurgiu Veni a învins în deplasare cu 2-1, într-o partidă în care Denis Alibec a marcat cel mai rapid gol al actualei ediții de campionat. Înaintea acestei partide, FC Voluntari acumulase cele mai puține puncte dintre toate echipele din Liga 1, doar 4, dar spera să dea lovitura în Cupa Ligii în partida cu Astra. Înaintea întâlnirii cu Astra, ilfovenii au prezentat ultimele 5 achiziții. Mihai Costea a semnat cu nou promovata și revine în fotbal după 2 ani de pauză. Pe lângă Costea, la Voluntari a mai ajuns Marius Briceag, împrumutat de la CSU Craiova, atacantul olandez John Gosens, camerunezul de 20 de ani Cedric Ciutu, împrumutat de la AS Roma Primavera, și Elton de la Silva, de la Pandurii. În același timp, ilfovenii au renunțat la Tiberiu Bălan. Iată rezultatele înregistrate în partidele disputate ieri în optimile de finale ale Cupei Ligii și programul meciurilor de astăzi. Concordia Chiajna, FC Botoșani 3-0, ACS Poli Timișoara, Petrolul Ploiești 1-0, CSMS Iași, CFR Cluj 0-1. Pentru astăzi erau planificate partidele FC Voluntari Astra de la ora 16:30, FC Viitorul CS Universitatea Craiova de la ora 19 și Pandurii Târgu Jiu Dinamo de la ora 21:45. Reamintim că la tragerea la sorți, Steaua și ASEA Târgu Mureș nu au intrat în urne, fiind calificate direct în sferturi. Câștigătoarea ediției 2015-2016 a Cupei Ligii a deplas la fotbal va fi recompensată cu 400.000 de euro, un premiu mai mare decât cel din sezonul trecut. Anul trecut, în ediția 3-a Cupei Ligii 2014-2015, Astra Giurgiu s-a oprit în semifinale, după 2-0 acasă cu Steaua și 0-3 în deplasare. Câștigătoarea trofeului de anul trecut a fost Steaua, care s-a impus cu 3-0 în fața Pandurilor de la Târgu Jiu. Câștigătoarea nu a avut loc asigurat în Europa League, dar a câștigat un premiu în valoare de 265.000 de euro. Fanii giurgiuveni din Liga Suporterilor Astra Giurgiu s-au strâns astăzi din centrul orașului pentru a porni spre stadionul Dinamo, acolo unde urmau să își încurajeze echipa în partida cu FC Voluntari. Ca de fiecare dată, deplasarea suporterilor giurgiuveni a fost asigurată de grupul de firme Nova Force. În câteva ore începe primul meci al Astrei în Cupa Ligii. De fapt, este o reeditare a meciului cu Voluntarii de acum câteva săptămâni, când ne-am bătut cu 2-1. O să fie iarăși la fel de simplu? Nu știu dacă o să fie simplu. După eșecul din Europa League, e posibil să ne mobilizăm mai bine și să facem un meci la fel de bun cum l-am făcut pe cel cu Voluntari din acum 2-3 săptămâni. Mai are forță Astra să joace iarăși din 3-3 zile sau mai des pentru că iarăși se interpune Cupa Ligii? Începe și Cupa României? Dacă până acum am reușit să jucăm din 3-3 zile și de acum încolo, atacă iar o ajungem la Europa League. Avem forță, bineînțeles. Un pronostic pentru meciul de pe stadionul Dinamo cu Voluntari? Să sperăm că îi batem tot cu 2-1 și mergem în etapa următoare la în Cupa Ligii. Luna septembrie a venit cu noi perspective pentru sportivii din Giurgiu. La sala din incinta complexului sportiv Marin Anastasovici, boxerii de la CSM și-au început antrenamentele. Au avut o pauză mai lungă, dar acum antrenorul Dragoș Diaconu a dat militaria jos din pod, pentru că se apropie o serie de competiții pe care giurgiuvenii le așteaptă de multă vreme. Următoarele competiții și obiective totodată sunt Cupa României la juniori, care va avea loc în luna octombrie și unde vom participa cu 2 sportivi. Sperăm să ne prezentăm bine. Sportivii sunt deja sportivi consacrați, au câte 10 meciuri. Unul dintre ei este medaliat cu bronz, tot la Cupa României anul trecut. După care, luna noiembrie, vom avea Campionatul Național de Cadeți. Noiembrie vine pentru boxerii de la Clubul Sportiv Municipal cu o altă deplasare importantă, de data aceasta la Campionatul Național de Cadeți. O competiție foarte importantă, care va începe pe 15 noiembrie, unde vom participa cu 4 sportivi, dintre care 2 sunt medaliați la Cupa României, anul acesta la Brăila, Mustafa Aurel cu argint și Sefer Robert cu bronz. Schimbă! Haide! Hai, 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 hai
La sala de sport a liceului Viceamiral Ioan Bălănescu, sportivii care practică greco-romane și lupte libere și continuă antrenamentele zilnic. Despre viitoarele competiții am vorbit în rubrica Sport de ieri, iar să trecem în revistă câteva dintre reușitele clubului. Cea mai bună performanță a sportivilor la clubul de lupte libere și greco-romane în cadrul CSM Dunărea Giurgiu, din punctul meu de vedere, este câștigarea unei medalii de bronz la turneul internațional de lupte greco-romane, desfășurat la începutul anului, în luna ianuarie, la sala de lupte a Clubului Sportiv al Armatei, memorialul Constantin Alexandru. Constantin Alexandru, multiplu campion olimpic și mondial, care, spre regretul tuturor sportivilor din România și în special la luptătorilor, în anul 2014 a decedat. Sportivul giurgiuvean Ciobanu Daniel a reușit un loc 3, un meritos loc 3, la categoria 80 de kg. Anul acesta, echipa giurgiuveană de greco-romane și lupte libere s-a întors de la memorialul Emilian Bălănescu din Pitești, cu număr record de medalii. Lotul giurgiuvenilor a fost format din 9 sportivi, care au câștigat în final 6 medalii, câte 2 de fiecare culoare. Alți 2 sportivi ai lotului giurgiuvean au participat la memorialul Nicolae Martinescu, organizat de Clubul Sportiv Dinamo București. Este vorba despre Laurențiu Lascarache, care a obținut locul 3, și de Alexandru Constantin, plasat pe locul 2. Revenim la tenisul de masă, de data aceasta la sportivele Clubului Sportiv Municipal Giurgiu, club finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului. Preocuparea principală a antrenoarei Mirela Ciobanu, pregătirea echipei de fete pentru turneul Diviziei A al Campionatului Național pe echipe seniori. Următoarea competiție a giurgiuvencelor va fi în perioada 24-27 septembrie, când Teodora Ciulică, Andreea Pantelimon și Denisa Chireceanu vor juca în primele 8 echipe în turul Diviziei A. În ultimii 2 ani, echipa de fete a Clubului Sportiv Municipal Giurgiu a activat în Divizia A, în primele 4 echipe la nivel național.